Bună ziua! Veniți mai aproape? Eu m-am pierdut, băiețetul! Suntem de la Edith Ocneța și oferim serviciul Flori pentru tine. Am venit la dumneavoastră căci cunoaștem că astăzi sărbătoriți ziua de naștere. Și cu acest prilej cineva care vă iubește foarte, foarte mult, vă duce dorul, vă transmite în dar acest buchet de flori, plin de mulțumire, recunoștință și multă dragoste pentru dumneavoastră și o tortă pentru masa de sărbătoare, ca să aveți o zi de naștere mai dulce și până a da citire mesajului și până aflați cine sunt autorii acestei surprize, vrem să ne spuneți mai multe despre dumneavoastră. Voi spune, eu azi împlinesc 78 de ani. La 25 august bărbatul împlinit 80 de ani. La 1 noiembrie, eu mă ajunge cu sănătate, împlinim 58 de ani de căsătorie. Suntem căsătoriți din prima clipă, cum ne-am întâlnit, eu lucram în reonul Rușcan, am venit la o nuntă, ne-am întâlnit cu bărbatul și ea ca în viață, o ducem împreună. Am crescut băieți și fată, care mâine a adus două nurori, gineri, frumoși. Avem trei nepoți, o nepoțică care se numește Adișoara Rusu Pamfil, trăiește în orășelul Brișeni, fișorul Valera și nora Silvica, care trăiesc în Brișeni, fata Ala Apostolachi și Oleg, îs după graniță, au doi băieți care au două nurori frumoase, trei nepoți, iar noi în ziua de azi avem patru strănepoți. Suntem mulțumim de viață, am trăit în armonie, am cununat, am botezat, am fost întotdeauna împreună și râd cu lumea. Și vedeți ea că avem așa o gospodărie frumoasă și azi muncim. Nu știu ce să vă spun, am lucrat întâi nu, și la în colhoz am lucrat, am început lucru din raionul Râșcani, satul Vasiliuț, ca ajutor de contabil. Pe urmă am venit în satul natal, am terminat prin corespondență Institutul Agricol, Facultatea de Economie, am lucrat ca economist în sat. Pe urmă, prin transfer, prin mari rugăminte de vreo două săptămâni, m-au transferat la Brișeni ca contabil șef. Pe atunci se numeau Obединение Mehanizației. Toți au avut încredere în mine, am lucrat cinstit. Și în ziua de azi, iată, am rămas amândoi cu bărbatul, avem oaspeți, iacă. Mulțumim, iacă atât. Suntem mulțumiți de viață și de sănătate. Nu sănătatea, de-am poate și mei șubri, că la vârsta asta. Da, la 80 de ani. Da, ia ca așa, dar dumneavoastră spuneți cine sunteți, de unde și cum eu am rămas, eu nu vă cunosc. Iată acum și aflați, pentru că ne-au expediat și un mesaj pentru dumneavoastră. La mulți ani, scumpa noastră, cuvintele pe care le auzi acum sunt din sufletul nostru în dar pentru tine. Îți mulțumim pentru tot ajutorul tău, grija și dragostea ce ne oferi și am vrea să știi că te iubim nespus de mult, iar acest sentiment nu va înceta niciodată. Vreau să fii mândră de mine, mamă, de felul cum m-ai crescut și educat. Vrem să știi că oricând îți vom fi alături de tine și te vom susține în toate. Să ne trăiești mulți ani cu sănătate, putere și multe bucurii. La mulți ani, scumpă mamă, dulce bunică și străbunică. Acest mesaj noi l-am primit de la fica dumneavoastră, Ala, ginerele Oleg. Vă spun cu toții la mulți ani, nepoții Octavian cu Dașa, Dan cu Mașa, împreună cu strănepoții Daniel, Nicol, Lionel, care vă spun cu toții mulți, mulți ani înainte și vă iubesc cu toții. Mulțumim frumos! Și vrem să vă întrebăm, dumneavoastră, transmiteți ceva copiilor care sunt departe? Hai spune. Băieți, vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc frumos că ne aveți încă în vedere, că suntem încă în putere. Și ați venit cu ajutor, așa, tare mare ajutor.
susținere. Eu nu pot să vorbesc că am emoții. Vă mulțumesc frumos, fiți sănătoși cu toți. Și vă așteptăm să ne mai întâlnim. Mulți ani. Anișoara, am trăit noi atâția ani fără supărări, numai în sănătate, și îți doresc mulți, mulți, mulți ani, fii sănătoasă, să ne ducem de viața și ei amândoi odată, să nu rămânem unul de altul. Mulți ani! Eu n-am cuvinte, Oleg, eu n-am cuvinte să spun. Un braț de flori și cu fotografiat și e că doamna sau domnișoara ne-a citit numai și mesajul de la voi. Oleg, mulțumim din suflet. Noi am rămas străsniți cu bunelul, e că cum v-a dat în gând vouă și... Mulțumesc frumos, vă sărut, vă cuprind și vă aștept acasă. Bate vântul prin căline, mă-ntorc, mamă, la tine, că din lumea asta mare doar tu îmi dai alinare, doar tu îmi dai alinare. Când ploaie și vânt mă bate sau focul inima-mi arde, îmi las lacrima să-mi cadă doar la tine în ogradă, doar la tine în ogradă. Pe umărul tău fruntea-mi pun când vin obosită de la drum, plâng la pieptul tău durerea-mi spun, doar tu mă înțelegi mereu. Pe umărul tău fruntea-mi pun când vin obosită de la drum, plâng la pieptul durerea-mi spun de copilă când îmi era greu. Mamă, fire fără fală, cu pas drept, vorbă domoală, dintr-un pui mai făcut mare, sărut mâna dumitale, sărut mâna dumitale. Iar când vin cu o bucurie, îți văd lacrimi în privire, îți lacrimi de fericire, și mâna ta mă mângâie, și mâna ta mă mângâie. Pe umărul tău fruntea-mi pun când vin obosită de la drum, plâng la pieptul tău durerea-mi spun, doar tu mă înțelegi mereu. Copilă când îmi era greu.